Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să filmez favoritele lunii august. După cum probabil unii dintre voi ați observat, am sărit peste două luni, am sărit peste luna iunie și iulie, dar zic eu că am avut un motiv întemeiat. Am călătorit, am fost plecată de acasă. După cum știți, am avut și niște vloguri de călătorie, am fost plecată în Anglia. Și deci nu am avut timp, nu am avut condiții să filmez chiar așa cum aș fi vrut sau chiar așa cum s-a întâmplat în 2020, când lună de lună am făcut acest videoclip. Însă atunci a fost situația mai urâtă decât acum cu pandemia și am stat tot timpul acasă. Astăzi o să vă arăt câteva cosmetice, o să vă vorbesc despre un film, despre niște servicii. O să vă arăt și ceva de mâncare și ceva de băut, așa cum fac eu de fiecare dată. Deci dacă vă plac astfel de filmulețe, dacă sunteți interesați de aceste subiecte, vă invit cu drag să urmăriți în continuare. O să încep cu un încălzitor de ceară, de fapt un întreg sistem de epilare cu ceară la tine acasă. Eu aveam am în continuare un epilator electric de la Braun pe care îl folosesc. Foarte rar merg la salon pentru epilare, de fapt cred că nu am mai fost de ani de zile. Și la începutul verii mi-am luat acest aparat, să spun așa, pentru că este un aparat electric, are un cablu care se bagă în priză, deci aici are mufa asta și partea asta altă se bagă într-o priză obișnuită. Este practic un încălzitor de ceară, deci în loc să mai încălzești ceara în vas, pe aragaz, pe reșou sau pe orice altceva și să faci mirosul ăla de care te înnebunește în toată casa, aparatul ăsta este foarte simplu de folosit. Înăuntru se pune o rezervă de ceară. Rezervele arată în acest fel. Așa arată. Și după aproximativ 10-15 minute, cam 15 minute, ceara aceasta se topește, se încălzește. Se vede aici că devine lichidă și poți să vezi așa cum curge. Se aplică cu partea asta, cu rol aceasta pe picior. Pentru că eu pe picioare până la genunchi mă epilez. Din fericire nu am o pilozitate excesivă și nu am probleme foarte mari cu părul. Și imediat poți să pui peste o bandă din asta de hârtie, în sensul invers creșterii firelor de păr, exact ca la salon. Acum nu trebuie să vă explic eu tot procesul tehnologic, dar vreau să vă spun că este foarte, foarte simplu. Așa arată pachetul cu benzile de hârtie, așa arată aparatul, este ușor. Ușor de mânuit, ușor de depozitat, nu costă mult, cred că am dat set, era 65 de lei parcă pe aparat și o rezervă de ceară și nu mai știu, o să vă las link în descriere. În orice caz mi s-a părut o investiție foarte, foarte bună pentru că l-am folosit de multe ori, tragi ceara în ritmul în care vrei și poți să-ți reglezi intensitatea durerii, ca să spun așa. Este foarte eficient, se lipește foarte bine, scoate toate firele de păr, nu mai cresc. Mi se pare o investiție excelentă. Deci da, ăsta este primul favorit pe lista de favorite ale lunii august. Rămân în sfera beauty și pe locul 2 pe această listă este un BB cream de la firma Holika Holika. Eu am tot auzit de acest brand, însă nu am avut niciodată produse de la ei, nu am avut absolut nimic și acesta este primul produs pe care l-am cumpărat. Și sunt super mega încântată. În ultima perioadă, adică în ultima perioadă, la începutul anului, să zic așa, din ianuarie până în iunie, cred că nu am mai folosit deloc fond de ten pentru că mi se lua pe mască și mi se părea că este absolut inutil să dau cu fond de ten pe sub mască, mai ales că masca era obligatorie și pe stradă. Însă, în ultimele două luni, am reînceput să-mi aplic un BB cream. Masca nu mai este obligatorie pe stradă. Iar acest BB cream are factor de protecție solară 30, ceea ce mi s-a părut un lucru extraordinar. Și ce mi-a plăcut foarte mult la BB cream-ul ăsta este acoperirea. Are o putere de acoperire, pentru un BB cream, o putere de acoperire foarte mare, zic eu. Este aproape ca un fond de ten. De fapt, și acum tot cu ăsta sunt făcută. Însă are acea fluiditate, acea cremozitate a unui BB cream, deci nu este așa de greu, așa de rigid ca un fond de ten adevărat. Și asta mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și rămâne acolo unde îl pui, adică dacă mă dau cu el dimineața când vin de la serviciu tot așa arată și nu se duce deloc, nu se strânge în pliuri, nu evidențiază porii,
nu curge în timpul zilei. Eu am un ten uscat, e adevărat, însă nu știu pe tenul gras cum ar funcționa. Pentru ten uscat normal eu zic că este extraordinar de fain. Îndreptându-l către cameră, abia acum văd pe spate că este un brand asiatic, corean chiar. Și da, în ultima vreme brandurile astea coreene au luat mare avânt și toată lumea vorbește despre ele și este foarte mulțumită de ceea ce ne oferă Asia, dar eu l-am luat înainte de a ști că este un brand corean, Holika Holika, și sunt într-adevăr foarte mulțumită și vă recomand acest BB cream cu toată căldura. Bineînțeles că nu puteam să trec de o lună fără să pomenesc în favorite și un parfum. De data asta este vorba despre Calvin Klein One. Este un parfum unisex și de asemenea, iarăși nu credeam că o să ajung vreodată să trec în favoritele lunii un parfum unisex. În general, eu merg așa mai mult pe parfumurile pur feminine, mai grele. Însă, am primit atâtea complimente de fiecare dată când am purtat în această lună, în această vară, acest parfum, încât nu pot să nu îl pomenesc din nou. Este un parfum citric, foarte fresh, foarte, nu știu cum să zic, e așa un fresh crocant, un fresh ascuțit. Este și citric, însă merge cumva și spre ierbos. Este marele clasic al parfumurilor fresh. Este un parfum care a apărut în anul 1994 și a avut un succes imens și de atunci se tot vinde și se tot vinde în toate țările lumii. Recipientul ăsta are 100 de mililitri. Este un parfum destul de accesibil ca preț. Vreau să vă spun că există recipiente de 200 de mililitri, adică așa știam eu că cele mai mari sunt de 200 de mililitri și acum am văzut că există și de 300 de mililitri. Practic cât sticluțele alea de băutură, o bere din aia mică are 330, azi mâine se vinde la PET parfumul ăsta, Calvin Klein One, dar este într-adevăr un parfum foarte apreciat de toată lumea și nu are cum să nu îți placă, eventual, adică are cum să nu îți placă, dar nu are cum să te deranjeze, adică nu este un parfum care să provoace dureri de cap în niciun caz, este un parfum cumva așa pentru toată lumea și pentru toate anotimpurile, eu însă nu îl folosesc decât vara și l-am trecut la favorite. Din nou revin la discuția aceea pe care am mai inițiat-o eu și aici și pe blog. Pentru cine ne parfumăm? Pentru noi înșine sau pentru cei din jurul nostru? Pentru că după ce folosim un parfum, noi înșine nu prea îl mai simțim. În schimb, cei din jur îl simt întotdeauna și parcă ei sunt beneficiarii acestor mirosuri și ei sunt beneficiarii tuturor subtilităților pe care le oferă un parfum. Și pentru că cei din jurul meu mi-au spus toți că le place foarte mult parfumul ăsta, am zis că neapărat să îl trec în favorite. Este un parfum citric, așa cum spuneam, dar nu este citricul acela foarte natural. Eu mai am un parfum pe care îl folosesc vara foarte mult, I Love Love de la Moschino, care miroase a lămâie. Și ăsta miroase așa lămâios, dar cumva merge puțin spre sintetic, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Dar este din nou un parfum accesibil, un parfum care persistă foarte mult și vi-l recomand și pe acesta. Acum să vă spun despre o aplicație. De fapt, nici nu știu dacă este aplicație pentru telefonul mobil sau cred că eu l-am folosit doar pe desktop. Momondo.ro este un site care oferă bilete de avion pentru toate destinațiile și eu aveam o prejudecată și mă gândeam că dacă îți cumperi bilete de avion prin Momondo, nu are cum să fie mai ieftin decât dacă intri direct pe site-ul companiei aeriene și cumperi direct de acolo, pentru că Momondo sigur percepe un comision. Însă am avut marea surpriză să constat că am găsit bilete pe Momondo la Blue Air, mult mai ieftine decât pe site-ul companiei Blue Air și de asemenea și bilete la Tarom am luat mult mai ieftine, cu vreo 15 euro, deci destul de mult, 15 euro înseamnă 75 de lei. O diferență considerabilă. A trebuit să plec pe nepregătite, pe neașteptate la București pentru că am avut o înmormântare în familie. Și a trebuit să-mi iau bilete așa de pe o zi pe alta și pe Momondo am economisit aproape 200 de lei în total pentru dus-întors cu Taromul. Deci, într-adevăr, merită să cauți bilete pe această companie, pe această companie, pe acest site. Probabil că ei, cumpărând bilete
în cantitate mare, atunci beneficiază de anumite discounturi și își permit să pună un adaos destul de mic, astfel încât să iasă prețul mai mic decât pe compania mamă, pe compania umbrelă. Și ce mai este foarte fain de văzut pe Momondo, chiar o să văd dacă este și aplicație, este faptul că dacă vrei să faci un city break, te gândești așa că, uite, am plecat undeva, dar unde este mai ieftin pentru că avem un buget foarte limitat, poți să pui la locul de plecare Cluj, cum de exemplu pun eu Cluj sau București sau, mă rog, dacă sunt în Anglia, și la destinație să pui oriunde. Și îți afișează acolo toate destinațiile, poți să le pui în ordinea prețurilor și vezi unde este o ofertă. Poți să mergi la Florența, poți să mergi la Roma, poți să mergi la Berlin sau la Copenhaga, în funcție de prețul pe care îl găsești. Pentru că s-ar putea să găsești niște oferte din astea imbatabile, gen bilete de avion într-o destinație europeană cu 30 de euro și este păcat de la Dumnezeu să nu le cumperi. Ce mi-a mai plăcut mie, dar nu numai acum în luna august, pentru că îmi place de multă vreme încoace, este o companie de bijuterii, Eden Boutique, o companie. Este un site care vinde bijuterii. Și mi-am luat din nou niște cercei atât de drăguți. Vreau să zic că niciodată nu este taxă de transport. Cât e prețul pe site, atâta costă și bijuteria care îți vine în 24 de ore. Deci comanzați și mâine o ai la ușă. Și așa vin ambalate bijuteriile în cutiuțele acestea absolut adorabile. Nu mi-am pus acum cercei pentru că sunt argintiși și am ăsta auriu și mi-am pus astăzi totul pe auriu. Dar cerceii sunt niște ace de siguranță, care creează o iluzie optică foarte, foarte simpatică. Așa arată cercei în cutiuță, o să vi arăt imediat și în ureche cum arată, și mi se par atât de dulci, atât de drăguți, atât de simpatici. Sunt foarte, foarte ușori și nici nu-i simți în ureche. Așa arată cerceii mei ace de siguranță. După cum spuneam, este un fel de iluzie. Pare că sunt niște ace de siguranță care îți străpung urechea, dar nu. Sunt niște simpli cercei cu șurub obișnuit, însă dau această iluzie foarte interesantă și care pe mine m-a distrat foarte, foarte tare. Am zis că vă arăt ceva și de băut și vă arăt ce am băut eu în vara asta cel mai des, cocktail Aperol Spritz. Asta este sticla de Aperol, care este un aperitiv italian. Eu am făcut un video anul trecut sau în urmă cu 2 ani, totuși cred, o să vă las link și aici sus și în descrierea videoclipului cu rețeta de Aperol Spritz. Este un cocktail, practic, și vă recomand cocktailul ăsta pentru că este foarte bun, puteți să-l faceți mai alcoolizat sau mai puțin alcoolizat. Este un cocktail cu alcool, într-adevăr, nu este un cocktail pentru copii. Dar mie îmi place tare mult și cu felia aia de portocal așa pe marginea paharului dă senzația de vacanță oriunde te-ai afla. Ăsta a fost cocktailul pe care l-am băut eu cel mai des în această vară și ca băuturi alcoolice pot să spun că am băut bere cu lămâie. Deci ăsta și bere cu lămâie, în rest am băut doar sucuri. Dar pentru Aperol Spritz, dacă vreți un cocktail cu care să vă impresionați musafirii, urmați-mi linkul din descriere și cu siguranță nu o să dați greș. De mâncare o să vă arăt, nu e chiar direct pentru mâncare, dar este un produs pe care l-am descoperit în vara asta. Este un produs de la Maggi, se numește bază pentru mâncăruri. Este acesta pe care îl am eu, este pe bază de vită. Există și cu pui și există și cu legume. Este un produs lichid pasteurizat, așa scrie pe borcanelul acesta. Costă vreo 7-8 lei, se găsește cred că toate supermarketurile, în afară de Lidl, unde nu găsești chiar tot ceea ce cauți. Dar eu ăsta l-am luat din Kaufland sau din Auchan, nici nu mai țin minte de unde. Și faci din el o bază, o supă de vită extraordinar de bună, pe care o folosesc eu cel puțin atunci când prepar anumite sosuri sau când prepar un pilaf, de exemplu, sau nu neapărat că fac supă de vită, pentru că nu fac niciodată supă de vită și de asta îmi place produsul acesta atât de mult, pentru că foarte, foarte rar cumpăr vită și n-am niciodată ceea ce îmi trebuie în frigider, dar asta mi se pare și foarte ieftin, pentru că dintr-un borcanel din ăsta zice că ți-e 3,5 litri de supă, dar este o chestie foarte, foarte concentrată și nu o fac așa de concentrată.
Iau numai câte o linguriță, stă destul de mult timp deschis în frigider. Cred că am zis greșit, nu știu dacă se găsește în toate supermarketurile, pentru că acum văd că pe capac scrie că este din Kaufland, doar pentru Kaufland. Nu știu dacă există în alte magazine, dar eu cred că din Kaufland, nu cred, sigur din Kaufland am luat din moment ce așa scrie pe el. Și puteți să-l folosiți, așa cum spune, la bază pentru mâncăruri. Știți că există tot felul de cubulețe din acelea pentru bază, pentru mâncăruri. Eu nu cumpăr niciodată din alea pentru că mi se par foarte, foarte sărate și foarte asemănătoare la gust, indiferent ce scrie pe ele, că-i pui, găină, vită sau nu știu ce, toate mi se par la fel. În afară de gustul de sare, practic nu simt nimica. Însă chestia asta, lichidul ăsta care e aici, are un gust de vită foarte pronunțat. Trebuie să văd ce compoziție are. Concentrat de vită, 66%, și în rest este apă, lămâie, zahăr, bineînțeles că nu se putea fără zahăr, și amidon de porumb. Deci da, are gust de vită, într-adevăr, exact ca o supă de vită. Acesta este borcanelul, are 160 de grame și este de la un brand renumit, Maggi, este recunoscut pentru tot felul de astfel de aditivi pentru mâncare. Și să nu uit să vă spun că acest produs, Maggi, bază pentru mâncăruri de vită, le folosesc și la soțul pentru chifteluțe suedeze, soțul acela care se face și la Ikea și pentru care trebuie vită neapărat. Și este foarte simplu să folosesc un astfel de produs în loc să mă apuc, să fierb carne de vită sau un os de vită și să-l împart în punguțe și să-l pun în congelator și așa mai departe. Este excelent și pentru așa ceva. Următorul lucru despre care vreau să vă vorbesc este sistemul de transport de la EMAG, era să spun, dar nu numai de la EMAG, pentru că am comandat și de pe alte site-uri, de pe Fashion Days. Și este vorba despre EasyBox. Poate că ați auzit, poate l-ați și folosit deja. Eu l-am folosit pentru prima oară în această vară, de fapt chiar în luna august. Prima dată am comandat ceva de pe Fashion Days. O geacă de blugi mi-am luat, o geacă de blugi albă foarte faină, de la Esprit, parcă e, da, de la Esprit. Prima dată am luat una de la Gap, mi-era prea mare și am trimis-o înapoi. Și pe urmă mi-am luat altă geacă de la Esprit, dar era divaghez. Și am ales sistemul de livrare în EasyBox. EasyBox sunt un fel de dulapuri foarte mari cu compartimente pentru pachete. Arată cam așa cum arată în scările de bloc panoul acela cu cutii poștale pentru toți locatarii, numai că este la o scară mult mai mare. Și Fashion Days are un astfel de dulap, de fapt Fashion Days, cred că e în funcție de firma de curierat, într-o benzinărie aici lângă mine. Și în loc să vină curierul să te caute pe tine acasă, primești tu un cod pe e-mail și SMS prin telefon. Cu codul te duci la dulapul respectiv când ai tu timp, când ai chef și când ai bună dispoziție. Bagi codul ăla pe ecranul dulapului și se deschide automat o cutie, un compartiment din ăla și îți găsești acolo pachetul. Iar returul se face tot la fel de simplu, primești un cod, te duci tot la dulapul respectiv, bagi codul pe ecran, ți se deschide un compartiment, o cutie și pui acolo pachetelul, vine curierul și ți-l ia și totul se întâmplă atât de simplu, fără să mai aștepți curierul acasă, fără să mai aștepți să te sune, poate te sună, poate nu te sună, poate nu te găsește acasă, stai și îți pierzi o zi întreagă așteptându-l. Sau dacă ești la serviciu, câteodată vine după ce ai plecat de la serviciu și așa mai departe. Cred că toți am avut probleme cu curierii și tot felul de povești neplăcute. La fel am făcut și cu comanda de la EMAG. EMAG are în altă parte, dar tot aici la mine în zonă, nu de mult și-a deschis sistemul ăsta de livrare și în Turda. Și foarte, foarte încântat am fost de EasyBox. Dacă aveți în orașul vostru, cu căldură vă recomand. Oricum, transportul este... Taxa de transport este mult mai mică. Atunci când comanzi sub o anumită valoare, știți că nu trebuie să plătești o anumită taxă de transport și asta mă roade și mă seacă, parcă îmi pare rău să dau banii pe transport. Dar da, sistemul ăsta în EasyBox mi se pare super mega fain și sunt încântată. Eu l-am văzut în Anglia. În Anglia există de mult mai mult timp și acolo de la Amazon tot așa poți să primești.
Din păcate, Amazon nu livrează încă în România sau dacă livrează, livrează foarte puține produse și încă nu s-a dezvoltat, dar îi așteptăm cu drag. Și ultimul lucru despre care vreau să vă vorbesc astăzi este un film. Un film care se numește Judy. Este un film biografic, o dramă biografică bazată pe viața actriței Judy Garland, interpretată senzațional de Renée Zellweger. Cred că așa se pronunță numele ei, este rolul carierei sale, eu așa cred. De fapt, a și primit un Oscar pentru această interpretare, a primit și Globul de Aur și a primit încă o mulțime de alte premii. Face un rol de excepție. Nu știu dacă v-am spus, filmul este din 2019, deci este relativ recent. Nu este cel mai bun film pe care l-am văzut vreodată, nu este nici cel mai bun film pe care l-am văzut în vara asta, dar este un film pe care vreau neapărat să-l menționez. Este unul din acele filme din care rămâi cu ceva, adică vezi, știi despre viața unui om, despre viața unui om celebru, despre viața acestei actrițe, foarte multe lucruri afli, modul în care trăiau, modul în care își trăiau viața, copilăria, copiii vedetă ai acelor vremuri. Judy Garland s-a născut parcă în 1922, cam așa ceva. A devenit celebră cu rolul ei din Vrăjitorul din Oz, când ea o interpreta pe micuța Dorothy, parcă așa o chema pe fetița aceea care juca Vrăjitorul din Oz. Și a ajuns să fie în probleme financiare, probleme de sănătate, probleme cu alcoolul, probleme cu drogurile, așa cum s-a întâmplat cu marea majoritate a actorilor acelor vremuri, și la un moment dat îi se oferă posibilitatea să ajungă în Londra în 1968, exact în perioada în care era, cum să zic eu, un fel, nu o revoluție culturală, că nu, practic nu era o revoluție culturală, dar a fost momentul de cotitură în care divertismentul s-a transformat total și a ajuns să fie ceea ce este în zilele noastre, așa cum îl știm noi. A fost momentul în care musicalurile din perioada antebelică și interbelică apuneau din ce în ce mai abrupt și au apărut formațiile gen Beatles, Rolling Stones și totul s-a transformat și totul a devenit altfel decât până atunci și divertismentul a luat amploare și îl știm așa cum îl cunoaștem noi astăzi, începând din acea perioadă. Este un film foarte interesant, pe alocuri plictisitor. Chiar am citit anumite review-uri, pe, nu numai pe site-ul românesc, și pe site-ul din străinătate, și mulți spuneau că a fost un film plictisitor, dar este până la urmă o bucată de viață, deci nu este ceva, nimic senzațional. Însă rămâi cu multe din acest film, îți creezi așa o imagine despre ceea ce a fost atunci, printre altele Judy Garland, printre altele. Judy Garland este mama celebrei Liza Minnelli, de care probabil cu toții ați auzit, și a fost un personaj iconic al perioadei în care ea a trăit. Din punct de vedere epic, să spun așa, filmul urmărește cariera lui Judy Garland în ultimul ei an de viață, 1968, dar are o mulțime de flashback-uri din copilăria și din adolescența ei și mie lucrul ăsta mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut modul de punere în scenă a vieții ei și da, dacă vreți să vedeți un film pe alocuri plictisitor, sau pentru unii dintre voi plictisitor, dar foarte, foarte interesant și din care rămâi cu ceva. Cam acesta a fost filmulețul de astăzi. Acestea au fost favoritele lunii august. De fapt, favoritele lunii iunie, iulie, august, favoritele verii, pentru că nu am defalcat pe luni chiar așa. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, nu uitați să-i dați un like. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare vă doresc numai bine!